Bine v-am găsit din nou. Îmi propun să vă vorbesc astăzi despre Europa festivalurilor, despre fenomenul festivalurilor din Europa, un fenomen cu totul și cu totul extraordinar, o industrie a festivalurilor care s-a dezvoltat în special după al doilea război mondial. Dar întâi aș face o introducere legată de ceea ce am văzut eu în Franța când am ajuns aici în 1987. De fapt, trăiesc de multă vreme între două țări și între două culturi, între Franța și între România. Am lucrat timp de 32 de ani la Radio France International, făcând emisiuni în limba română de la Paris. Și mereu am comparat. Am avut așa un fel de dorință, aș spune, am simțit că eram dator să compar, să văd ce se întâmplă pe plan cultural și mai ales teatral în Franța și să încerc să văd dacă în România nu s-ar putea aplica unele idei. Deci, tot ce am văzut, tot ce am cunoscut, pe oriunde am fost, am avut în minte această dorință de a compara și eventual de a propune, de a spune că se pot face și în România lucruri care deja funcționează bine în Occident, dar mai ales în Franța, unde am trăit eu zi cu zi, de fapt, din 1987 încoace. Sigur că există și lucruri care le-am simțit că ar putea fi făcute în sens invers. De pildă, dau un exemplu. Când am ajuns eu în Franța și am văzut primele spectacole și am început să merg în mod, cum să vă spun, sistematic și încăpățânat la teatru, parcă îmi lipseau actorii români. Îmi lipsea ceva din visceralitatea aceea actorului român, din școala românească de teatru, care de fapt este foarte bună și pe care nu o regăseam aici la același nivel. Sigur că eu veneam dintr-o România unde ieșeau anual poate 25 de actori din cele două sau trei institute de teatru care existau în România. Și toți actorii care ieșeau erau vedete, erau excepționali. În timp ce în Franța veneam într-o lume în care erau academii de teatru sau institute de teatru naționale, altele private, o mulțime de școli de teatru și actorii ieșeau cum ieșeau. Deci multitudinea de actori din Franța nu însemna și o pregătire excepțională. Actori pe care eu îi consideram la nivel amator, eu respectându-i foarte mult pe actori amatori, repet, ei se considerau profesioniști, dar eu știam, simțeam unde sunt slăbiciunile lor. Deci veneam cu această imagine din România și mi-au lipsit acești actori fabuloși, care din școală deja erau niște nume, niște mari nume. În același timp, ajungând în Franța, am descoperit cu stupoare cum actorul francez, și spun asta în mod generic, era capabil să facă orice, să-și asume tot felul de roluri sociale, ceea ce actorul român nu făcea. În momentul în care am ajuns și am văzut cum trăiesc actorii, mi-am dat seama că, de fapt, actorul francez este obișnuit cu toate tipurile de muncă, că el își creează o companie, că este în același timp actor, regizor, scenograf, director de companie, își face promovarea la spectacolele pe care le produce, se zbate să găsească fonduri. Adică actorul francez pe care l-am cunoscut eu, mai ales din zona teatrului independent, era un fel de om orchestră, care nu se rușina sau nu se sfia să-și asume tot felul de, cum să zic, misiuni pe care actorul român, prin sistemul pe care îl forma, nu și le asuma. De pildă, eu știu actori care n-ar fi mișcat un scaun pe o scenă, pentru că era rolul asistentului de scenograf să o facă, în timp ce în Franța actorii își creau decorul, când trebuiau să meargă în turneu, își montau decorul, îl demontau, îl încărcau, ei se ocupau de tot. Ceva ce m-a uimit însă în Franța a fost și faptul că actorii își petreceau, poate știu eu, 15-20% din timpul lor global pe scenă. În restul timpului erau actori sociali, în sensul că animau stagii de teatru, de actorie, de regie, de spectacol în școli, în grădinițe, în instituții de tot felul, în cămine de bătrâni, în universități, în închisori și așa mai departe. Actorii, deci, erau formați sau prin forța lucrurilor,
ieșeau din spațiul scenei și din spațiul creației teatrale, formându-i de fapt pe spectatori, mai ales în zona școlară, și făcând un fel de activitate de socializare, de sensibilizare față de actul artistic, uneori cu dimensiune terapeutică în celelalte zone ale societății, în spațiul învățământului, în spațiul educațional, în spațiul medical și așa mai departe, și în plus foarte multe spectacole de stradă și pe discipline extrem de diferite, cum ar fi teatrul de marionete pentru adulți sau, bine, circul, pantomima, dansul și așa mai departe. Deci această extraordinară investire personală a actorului în tot felul de alte activități cu caracter social, nu eram obișnuit cu acest aspect în România. Actorul român era o vedetă, era un om adulat care, într-un fel, prin modul său de a fi și juca un rol de vedetă, în sensul că actorul român, după ce avea un mare succes pe scenă, când ieșea pe stradă, în continuare se purta ca o vedetă, pentru că știa că este adulat, văzut, ceea ce nu își puteau permite actorii din Franța. Bine, trec mai departe la alte lucruri care m-au uimit și mi-au plăcut, de fapt. Ajungând la Paris, am descoperit că intrasem într-un fel de paradis al teatrelor de buzunar. Teatrele mici, nu știu câte sunt și acum, peste 100 în orice caz, teatre având între 40 și 100 de locuri, spații mici, unde pot fi montați repede autori noi, autori necunoscuți. De altfel, însuși Eugen Ionescu, când a debutat într-un teatru de buzunar, într-un teatru care se numește astăzi Teatrul de la Huchette, care are 80 de locuri, este genul de teatru în care se pot repede crea spectacole. Ai venit cu un text interesant, trupa de acolo îi place textul, îl montează în câteva săptămâni sau în câteva luni și dacă merge, continuă cu prezentarea lui, dacă nu, vine un alt autor și propune un alt text. Adică în aceste spații mici există o mobilitate mare, în sensul că nu mai trebuie să aștepți un an, doi, trei, până când să se concretizeze proiectul, să adun banii, să formezi trupa. Există o mare mobilitate, o mare rapiditate și foarte mulți autori de teatru, foarte mulți dramaturgi, în sensul vechi al cuvântului, cel care scrie teatru sau pentru teatru, s-au remarcat, s-au lansat în astfel de teatre de buzunar, care, de pildă, în București nu existau în 1987, când plecam eu, doar Teatrul Studențesc Podul putea avea acest statut de teatru în afara sistemului instituțional. Mai târziu am descoperit în Franța că, de fapt, un statut special imaginat pentru actori și artiști permitea o multiplicare extraordinară a companiilor independente. Tot așa, nu-mi dau seama dacă în acest moment în Franța sunt între 3 și 5 mii de companii independente, dar companiile independente puteau să existe, să supraviețuiască, să creeze spectacole, să le vândă, să facă turnee, datorită unor sisteme de ajutoare foarte bine puse la punct și mai ales datorită sistemului de intermitent de spectacol. De fapt, este un regim profesional pentru cei care nu au, care sunt artiști sau lucrează în domeniul spectacolului, cum sunt tehnicienii, de pildă, care nu lucrează la același patron sau la aceeași instituție sau în același loc în mod continuu, ci într-o lună pot să lucreze la 5-6 instituții, adică același tehnician de platou poate să lucreze pentru 5 companii diferite în cursul unei luni. De fiecare dată obține ceea ce se numește un cachet în franceză, deci îi se semnează un fel de adeverință și prin faptul că acumulează acele ore de muncă, își poate crea un an de șomaj, deci un an de indemnizație ca să poată trăi în momentul în care nu va avea de lucru. Sistemul este foarte interesant, sigur că s-a și abuzat de el în Franța, dar prin acest sistem, în momentul în care n-are de lucru, artistul sau tehnicianul de spectacol are din ce trăi, până când găsește din nou. Uneori are din ce trăi timp de un an de zile, până când găsește un alt proiect.
Acest sistem mi s-a părut atât de interesant. El a început să existe în Franța încă din 1936, când s-a dezvoltat industria cinematografului și după al doilea război mondial a devenit un fel de statut al artiștilor independenți și al tehnicienilor, cei care lucrează pentru industria spectacolului viu. Și datorită acestui sistem, sunt mii și mii de artiști care au putut să creeze, uneori în liniște, să-și diversifice stilurile, competențele, să-și caute noi complici, pentru că nu, sunt actori care vor să lucreze cu diferiți regizori sau companii care vor să lucreze cu diferiți regizori. Deci, e un sistem care ar merita analizat de cei care au decizii în România, pentru că ar permite, cred eu, în România, un fel de reglementare în spațiul companiilor independente și al artiștilor independenți, care ies săraci, bun, între ghilimele, nu știu, ies mulți tineri din școlile de teatru, fără un statut special decât intrarea în jungla televiziunii, în jungla mediatică și fără niciun fel de sprijin direct, ca măcar o vreme să poată fi ajutați de stat ca să-și poată crea proiecte. Ceea ce tot așa am mai descoperit în Franța și nu găseam în România era rapiditatea cu care autorii de teatru își puteau publica piesele. Numărul mare de edituri care aveau secțiuni pentru teatru m-a impresionat. Am reușit să-mi public eu însumi piesele foarte repede, ba chiar la mai multe edituri, la 5 sau 6 edituri prestigioase, altele mai puțin cunoscute. Am reușit chiar să am avut marea plăcere să dau de o editură unde am un volum important, se numește Espace d'un instant, spațiul unei secunde. Este o editură axată numai pe literatura dramatică, pe teatrul care se scrie în Europa de răsărit, în Balcan și în Caucaz, adică ca un fel de cadou axată această editură pe o anumită secțiune a Europei. Sigur, și marile edituri au secțiune de teatru, Gallimard, știu eu. Altele sunt specializate și au devenit absolut celebre. Actes Sud Papier, de pildă, unde a îngrijit o colecție și compatriotul nostru, George Banu, care a dispărut nu demult. Sau, știu eu, alte edituri care sunt legate de personalitatea unui om. De pildă, am cunoscut la un moment dat un editor, Emil Lansman, el este bazat în Belgia. Acum, în urmă cu vreo 35 de ani, el și-a creat această editură Lansman, are și un nume care sună bine, așa parcă ar fi omul care lansează, și a editat în jur de 300-350 de autori în aceste cărți ale lui, care sunt ca niște broșuri, așa, de pe toate continentele francofone, adică autori care scriu în franceză. Ceea ce mi-a convenit foarte mult când acest om mi-a publicat primele piese a fost viziunea sa asupra piesei de teatru. El spunea, pentru mine o piesă de teatru înseamnă și o carte. Cineva care iubește teatru și vrea să citească o piesă de teatru, poate foarte bine să o cumpere, se duce acasă, se așează în fotoliu și citește un text de teatru, o piesă de teatru, ca și cum ar fi literatură bună, pur și simplu. Și dacă vrea, își face și regia aminte. Există acești cititori de teatru care le place genul literar numit teatru, ceea ce mie, în continuare spun, îmi convenea extraordinar. Sigur că am mai avut în Franța și alte revelații legate de multitudinea școlilor de teatru, adică nu numai acele academii sau conservatoare, li se spune în Franța, deci instituții de stat care pregătesc actori și unde există o mare competiție și care nu trebuie să intri prin concurs acolo. Dar sunt și alte foarte multe școli de teatru create de mari artiști, de mari actori, de mari regizori care la un moment dat au vrut să-și transmită mai departe, nu, știința, arta pe care o posedau, priceperea în diversele domenii legate de spectacolul viu și și-au creat școli private de teatru. Am întâlnit foarte mulți actori care îmi spuneau, da, eu am ieșit din școala de teatru cu tare, câți ani ai făcut? 2 ani? 3 ani? Uneori mai mult, uneori 6 luni și devenea actor după 6 luni prin
exercitarea profesiei prin practică. De altfel, statutul de actor sau de artist în Franța nu este legat de o diplomă și în Occident în general, ci de capacitatea de a demonstra că trăiești din respectiva meserie. Adică un jurnalist, pentru a fi jurnalist, nu trebuie să demonstreze că a trecut prin școala de jurnalist. Poate să vină din orice domeniu și dacă demonstrează că e capabil să fie un bun jurnalist și chiar este, la un moment dat obține legitimația oficială de jurnalist, pentru că trăiește din jurnalism. Sigur, nu se poate face același lucru în cazul medicilor sau în alte meserii, dar în cazul artiștilor și chiar al jurnaliștilor, nu trebuie să ai o diplomă. Trebuie să demonstrezi că trăiești din respectiva profesie ca să fii recunoscut ca profesionist. Pentru a încheia această excursie în spațiul francez care m-a impresionat și mereu m-am gândit de ce nu s-ar putea face și în România la fel, sistemul de ajutoare. Sistemul de ajutoare sau de finanțare a spectacolelor, a pieselor, a montărilor, este cu totul și cu totul special. Bun, nici nu ne putem compara. Franța este o țară care de câteva secole atrage crema artiștilor din Europa și chiar din întreaga lume. Franța este o țară care prin politica ei de deschidere a știut să atragă talente, care investește în cultură, pentru că, de fapt, cultura aduce la bugetul de stat mai mult decât industria automobilului. Putem vorbi de industriile culturale finanțate masiv de către statul francez. De unde și aceste numeroase sisteme de ajutorare pentru companiile independente, pentru artiști independenți, care sunt la nivel central, statul, Ministerul Culturii și alte câteva fundații, la nivel regional, adică departamentele, au bugetele lor pentru ajutorarea companiilor private și artiștilor independenți și la nivel local, iarăși, există bugetele speciale. Unele trupe, unele companii independente, unii artiști reușesc să obțină toate cele trei tipuri de ajutorare sau de ajutoare care formează împreună un buget pentru o creație importantă sau o montare care costă mai mult. Acest sistem mi s-a părut cu totul și cu totul special, care are niște, adică foarte generos, care are, bineînțeles, și niște reguli. De pildă, când ajungeam eu în Franța, cineva care voia să-și facă o companie privată știa că la început trebuie să obțină singur rezultate, în sensul să monteze singur, cu propriile sale mijloace și ale prietenilor, eventual, măcar trei spectacole. Și după ce demonstra că a montat trei spectacole, putea să ceară un prim ajutor de stat, fie la nivel local, la nivel regional sau la nivel național. Deci, ideea era încep singur, te zbați și dacă pe un an, doi rămâi, ca să zic așa, în spațiul luptei, în arenă și demonstrezi că ești capabil să creezi singur trei spectacole prin propriile tale mijloace, după aceea ești eligibil pentru dosarele finanțate de către stat. Un ultim punct care m-a tulburat și m-a impresionat în Franța e cel legat de industria festivalurilor. Festivalurile au fost pentru mine o extraordinară surpriză, o extraordinară bucurie. Prin numărul lor, prin calitatea lor și prin diversele discipline pe care le asumau. Erau și festivaluri pluridisciplinare, dar unele sunt cu totul și cu totul speciale. De pildă, un mare festival de teatru de pantomimă în orașul Périgueux, care e un oraș de 30.000 de locuitori și totuși e un fel de capitală a pantomimei în Franța și capitală mondială, pentru că acolo și-a creat festivalul celebrul Marcel Marceau, un mare mim care e celebru în toată lumea. El a creat și o școală de pantomimă și la un moment dat în acel oraș, în 1983, și a creat un festival care a devenit unul dintre cele mai importante din lume. Sunt și alte festivaluri de genul acesta, am să revin la ele. Sigur, un festival pentru de teatru, de marionete pentru adulți la Charleville-Mézières, festival de operă la Aix-en-Provence, festival de fotografie la Arles, festival de teatru de stradă la Chalon-sur-Saône.
dau câteva nume de orașe și de festivaluri, pentru că sugerez tocmai aceste extraordinare zone unde diverse orașe și-au căutat competențele sau dorința de a se afirma prin organizarea și finanțarea unui festival interesant și original. Aș spune că treptat am văzut în Franța, dar după căderea comunismului și în restul Europei, în Europa de răsărit, tot mai multe orașe au început să-și creeze o identitate culturală prin crearea unor festivaluri deosebite, cu un anume specific. Sigur că eu, în momentul în care am ajuns la Paris, după un an, dorința mea a fost să ajung la festivalul de la Avignon, să văd ce se întâmplă acolo. Și, într-adevăr, în 1990 mergeam pentru prima oară la festivalul de la Avignon. Îmi amintesc acum momentul, ajungeam acolo pe la ora 4 după amiaza cu o mașină, cu un prieten, veneam de la Paris. Între Paris și Avignon sunt cam 700 de kilometri. Plecaserem de dimineață și când am intrat în orașul Avignon, mi s-a părut că intru într-o lume cu totul și cu totul fantastică. Orașul este înconjurat de ziduri, au o lungime cam de 4 km și jumătate, zidurile sunt perfect păstrate. Și cum am intrat în interiorul orașului, deci am intrat intramuros, am simțit că se întâmpla ceva fabulos, un fel de carnaval, ca și cum am fi fost în plină sărbătoare a nebunilor în Evul Mediu. Sute de actori se plimbau pe străzi și difuzau tot felul de tracte, de flyere, de fapt, sau cum să fițuici publicitare pentru spectacolele lor. Orașul mi s-a părut efectiv îmbrăcat în afișe. Companiile făceau diverse părăzi ca să-și facă publicitate în continuare. Existau afișele din IN, secția oficială a festivalului, și afișele din OFF. Ca să mai spun de spectacole de stradă care aveau tot loc peste tot, pe străduțe înguste sau pe piețișoare mai mari, mai mici, în fața diverselor instituții, am avut impresia că mă aflam efectiv în paradisul teatrului, în paradisul actorilor. Timp de 3 zile nici n-am mai simțit nevoia să intru într-o sală de spectacol, să văd un spectacol în interiorul unui teatru. Am stat numai să văd ce se întâmpla pe stradă. Nu mă mai săturam cu spectacolul străzii. Sigur că la ora la care am descoperit eu festivalul de la Avignon, deci în 1990, erau cam 250, 30, 250, 300 de spectacole în secțiunea off a festivalului. Acum sunt în jur de 1400-1500 în secțiunea OFF a festivalului. Deci s-a întâmplat ceva extraordinar în acești 30 și ceva de ani, o explozie. O explozie de creativitate însă, pentru că dacă vin atâtea companii la festivalul de la Avignon, acești oameni nu sunt muritori de foame. Ei reușesc să trăiască din munca lor, reușesc să producă, să intre într-o competiție. În plus, în acest oraș devenit un fel de piață de teatru, companiile vin ca să-și vândă spectacole, pentru că în fiecare an între 2.000 și 3.000 de programatori de spectacole vin la Avignon să-și facă cumpărăturile. Adică văd spectacole în secțiunea IN și secțiunea OFF. Secțiunea IN înseamnă cam 30-40 de spectacole mari, cu mulți bani, cu multe decoruri, cu multă, în sfârșit, e alt nivel, cu mulți actori. Inventivitatea însă este prezentă în OFF. Sunt spectacole pentru toate gusturile, spectacole pentru copii, spectacole pentru adulți, spectacole de pantomimă, de teatru de marionete pentru adulți, pentru copii, spectacole de dans, spectacole hibride, spectacole de imagine, de obiect, deci toate categoriile posibile și directorii de teatre, directorii de case de cultură, directorii de centre naționale dramatice, de alte instituții care programează spectacole, vin acolo ca să vadă și să-și aleagă ceea ce vor pune în programul anului viitor. Este deci o piață de desfacere pentru companiile franceze, pentru artiștii independenți francezi, pentru creatorii de spectacole, pentru muzicieni, pentru dansatori, pentru coregrafi, pentru toți cei care sunt implicați în artele scenei. Și ceea ce am văzut acolo m-a fermecat. Eu însumi am avut după aceea spectacole, piese montate la Avignon,
timp de 30 de ani, am fost prezent în fiecare an, total implicat în plăcerea aceasta de a lucra cu companiile care vor să vândă, vor să se afirme, vor să trăiască din produsul muncii lor. Vorbesc de festivalul de la Avignon pentru că el este un festival fondator în Europa, într-un fel, în sensul că multe orașe s-au inspirat din festivalul de la Avignon, ca și din festivalul de la Edinburgh, de altfel. Și acolo am fost de 2 ori. Sigur că e altceva, festivalul de la Edinburgh este mai axat pe lumea anglosaxonă. Festivalul de la Avignon cred că este mai deschis și mai internațional. Vin uneori și in și in off companii din multe țări. Dar ceea ce mi se pare specific festivalului de la Avignon este această extraordinară atmosferă de creativitate, de complicitate cu anumite valori, cu arta, dezbaterile care au loc acolo, faptul că toate mediile de informare franceze vin acolo. Trebuie să fie prezente, după cum și oamenii politici simt nevoia să facă numai decât un pelerinaj în timpul verii, în iulie, când are loc festivalul la Avignon. Adică este un loc care a devenit un centru de atracție, de atenție, un forum de discuții pe teme de artă, raporturile dintre cultură și artă, cultură și politică, statutul actorului, progres, regres, căutare de noi mijloace, de experimente. Deci este un forum absolut unic, cred, în Europa și poate în lume, nu numai de prezentare de spectacole, ci și de dezbatere, de confruntare, de raportare. Iar aceste discuții au loc nu numai între companii, între artiști, ci și între public și artiști. După foarte multe spectacole, au loc discuții. Sau sunt forumuri speciale, sunt locuri în care, în diverse grădini, în diverse parcuri, în diverse, când e bate soarele Provenței, în spații interioare, se discută cu publicul. Las deoparte marele număr de lecturi, faptul că sunt prezenți acolo editorii cu cărțile lor. Deci, acest tip de emulație, mă întrebam unde îl voi vedea într-o bună zi în România și s-a întâmplat. S-a întâmplat să-l regăsesc la Sibiu. De altfel, creatorul festivalului de teatru de la Sibiu, Constantin Chiriac, actorul Constantin Chiriac, recunoaște că s-a inspirat din festivalul de la Avignon și anul acesta se vor împlini 30 de ani de când a fost creat, deci, festivalul de la Sibiu. Și, într-adevăr, la Sibiu am găsit aceeași emulație artistică, intelectuală, cu un spectacol care a crescut tot mai mult, tot mai mult, cu spectacole foarte importante, dar Constantin Chiriac a preferat să păstreze doar o singură secțiune, secțiunea oficială, IN. Au încercat de mai multe ori câteva companii independente să provoace o secțiune OFF, neoficială, dar nu au reușit efectiv, ceea ce nu înseamnă că festivalul de la Sibiu nu reprezintă, aș spune, preluarea ștafetei de la acest festival de la Avignon. Pentru a pune puțin ordine în ceea ce am spus deja și în ceea ce vreau să mai spun, ar trebui să precizez câteva lucruri. Deci, festivalul de la Avignon a fost creat în 1947, deci după al doilea război mondial, și dintr-o dorință de descentralizare culturală în Franța. El a fost creat, deci, de un regizor și actor, Jean Vilar, care pur și simplu la început a creat o săptămână de teatru la Avignon cu câteva spectacole, cred că 3 la număr, și a utilizat această extraordinară scenă naturală, care este curtea de onoare, curtea interioară, de fapt, Marea Curte Interioară a Palatului Papal. La acea oră a început să funcționeze în Franța dorința de descentralizare, în sensul că statul, la un moment dat, le-a oferit avantaje impresionante regizorilor, actorilor dispuși să se instaleze în provincie și să creeze instituții teatrale, teatre, companii în spațiul exterior capitale, pentru că totul se întâmpla în general la Paris. Acel curent de descentralizare culturală a mers mână în mână și cu o extraordinară creștere exponențială
a industriei turismului, iar deviza să mergem să ne bronzăm, dar nu în mod idiot, a fost una care a funcționat foarte bine în decursul deceniilor, pentru că treptat toate zonele turistice și-au dat seama că turiștilor trebuie să li se mai ofere ceva în afară de apă, soare, munte, piscină eventual, mâncare bună și așa mai departe. Trebuie să-i se ofere turistului cultură. Deci lucrurile au mers în Franța într-un mod armonios crescător. Treptat au fost create în Franța și infrastructuri cu totul și cu totul excepționale. Probabil că la ora la care Jean Vilar se ducea la Avignon, trenul făcea 9 ore între Paris și Avignon. Acum face trenul de mare viteză 2 ore 45. Deci, în Provența și în alte regiuni ale Franței s-a întâmplat un miracol. S-au dezvoltat festivalurile și s-a creat un fel de emulație culturală. Sigur că există și alte mișcări care răspund acestui, care au rănit această efervescență, de pildă instalarea foarte multor artiști în sudul Franței, mai ales pictorii. Există un întreg pelerinaj de pictori care se duceau în căutarea luminii în sudul Franței. De altfel, dacă astăzi festivalul de la Arles, festivalul de fotografie, este foarte, foarte cunoscut și este un randevu, cum spun francezii, de neocolit pentru artiștii fotografi, faptul se datorează și unei aventuri particulare, speciale, pe care a vrut să o trăiască Van Gogh, care în 1888 s-a dus să picteze în sudul Franței. S-a instalat la Arles, deci în Provența, a pictat acolo timp de, cred că a stat în vreo 16 luni în total, a pictat în jur de 200 de pânze, 100 de desene sau acoarele. Ori, ceea ce a făcut el pentru Franța este fabulos, pentru că toate acele imagini s-au dus în întreaga lume. Tablourile sale pictate la Arles sunt acum în mari muzee din întreaga lume și au făcut Provenței o publicitate fabuloasă. Cât timp a trăit la Arles, el era luat cam de nebun. O singură femeie, o singură dată i-a cumpărat un tablou, se știe și din ce sat este, din satul Maian, nu știu, nu se știe de ce a vrut să-i cumpere un tablou, dar a vândut totuși un tablou, iar astăzi este unul dintre cei mai nu, fabuloși artiști cu pânzele cele mai scumpe. Deci, pe urmele lui Van Gogh, iată, la Arles are loc această, cu totul și cu totul uluitoare, acest uluitor festival de fotografie, unde în fiecare an vin mari maestri fotografi să expună și diversi alți aspiranți, artiști mai tineri, de toate vârstele de fapt, iar expozițiile au loc în toate edificiile istorice pe care le are orașul. În mănăstiri, în biserici, în palate, în chiostruri, în alte spații cu rezonanță medievală sau istorică, chiar și în afara orașului, în diverse alte spații. Deci este un fel de infuzie de artă fotografică, inclusiv în aer liber pe străzi. Festivalul începe tot așa la sfârșit de iunie și durează mai mult de 2 luni, se sfârșește pe la început de septembrie. Deci, ce încerc să povestesc acum este și faptul că Franța este de fapt unică, dar și faptul că și-a folosit monumentele și edificiile pentru festivaluri de mare calitate. Adică s-a produs o joncțiune între arta modernă și edificiile vechi și patrimoniul arhitectural medieval, antic. Mă întreb deseori când se vor deschide pentru astfel de activități, nu știu, mănăstirile, să zicem, din România. Când voi putea auzi, de pildă, într-o biserică ortodoxă și flautul sau, știu eu, vioara sau violoncelul, nu numai vocea umană. Adică acest tip de deschidere lipsește încă în România și sper că, eu știu, într-o bună zi, concerte de muzică clasică vor putea fi date și în bisericile ortodoxe, nu numai în cele catolice sau protestante. Dar trec mai departe la ceea ce a însemnat pentru
Întreaga lume, de fapt, pentru viața teatrală, pentru festivaluri, orașul Avignon. El, cum spun acum, a influențat foarte mult și datorită faptului că în 1966 a apărut în orașul Avignon această secțiune OFF. Această secțiune OFF a fost provocată, creată de un regizor care s-a instalat în oraș și a creat o companie acolo. El se numește André Benedetto. Și deviza lui când a venit a fost jos cu clasicii. I se părea că secțiunea INA festivalului propune prea multă dramaturgie clasică. Propune un stil prea academic. Și atunci a venit cu ideea ca aceste companii independente să propună altceva. Adică a venit avantgarda la Avignon. Ceea ce timp de foarte mulți ani a fost un lucru extraordinar pentru că în IN se puteau vedea mari spectacole, mai degrabă cu minți, în timp ce în OFF se puteau vedea toate nebunile posibile. Între timp însă, în Franța s-a inversat acest raport într-un fel, pentru că treptat, prin noi directori care au preluat conducerea festivalului IN, deci oficială, s-a deschis un spațiu extraordinar pentru experiment. Aș spune că festivalul de la Avignon, secțiunea IN, secțiunea oficială, este de fapt avantgardă instituționalizată astăzi. Cu bani mulți se fac experimente cu totul și cu totul extraordinare. Artiști importanți din Europa au fost invitați să fie artiști asociați pentru diferite ediții ale festivalului. Ei au avut o libertate totală să propună, să creeze emoție, să creeze dezbatere, să creeze polemici. Uneori acești artiști au creat, aș spune, pagini de istorie cu totul și cu totul speciale prin spectacolele maraton pe care le-au regizat și le-au produs. De pildă, în 1985, Peter Brook a montat la Avignon Mahabharata, un spectacol de 9 ore cu 25 de actori care aveau 16 naționalități diferite și pentru că nu voia un spațiu convențional, nici măcar Curtea de Onoare a Papilor nu i-a plăcut, a căutat altceva și a găsit la 17 km de Avignon o fostă carieră de piatră abandonată, care avea așa o formă de potcoavă, se vedeau foarte înaltă potcoava, în sensul că pusese săpat înăuntru masiv timp de ani și ani de zile, și a creat acolo acest spectacol. În felul acesta a propus un nou spațiu de joc festivalului. Dintr-o dată, după 1985, deci cele două spații mitice, Curtea de Onoare a Palatului Papal și cariera de la Bulbon, se numește satul, au intrat într-un dialog. Diversi regizori fie preferau Curtea de Onoare, fie preferau cariera de la Bulbon. Dar de fiecare dată, publicul era curios să vadă dacă regizorul câștigă bătălia cu locul, pentru că uneori locul poate fi mai puternic decât regizorul. De multe ori mi s-a întâmplat să fiu în Curtea de Onoare a Palatului Papal, să văd un spectacol, în general sunt cam 2000 de spectatori în fiecare seară, și de fapt să încep să mă uit la ziduri. Pentru că zidurile erau fabuloase, pentru că ce se întâmplă în Curtea de Onoare noaptea când bate și mistralul, când se vede și cerul stelat deasupra, când se văd turnurile cetății, poți să te uiți 2 ore numai la ziduri. Dacă spectacolul nu este destul de puternic, dacă regizorul nu știe să utilizeze curtea, spațiul, scena imensă, în așa fel încât să le integreze în spectacol. După cum mi s-a întâmplat și la cariera de la Bulbon, uneori să văd că regizorul e înfrânt de locul respectiv sau să văd că a reușit să-l îmblânzească, să-l domesticească și să-l justifice ca spațiu de joc. Tot acolo, Silviu Purcărete și-a prezentat un spectacol în urmă cu vreo 20 de ani, dar vorbeam de lucruri cu totul și cu totul excepționale care s-au întâmplat la Avignon. Aceste spectacole maraton au fost la un moment dat un fel de modă de spectacole maraton. De pildă, în 1995, Olivier Py, care a și condus festivalul până anul ăsta, a montat un spectacol de 24 de ore în Curtea de Onoare a Papilor, La Servante se numea, o experiență mistică, spunea el, cu 30 de actori. Eu nu l-am văzut atunci, dar am văzut alte spectacole maraton care
sunt altceva. Unii spectatori vin la ele, spectacolele astea pot să înceapă, să zicem, la ora 10 seara și se termină la 6 dimineața, sau la 8 seara și se termină la 5-6 dimineața. Aceste spectacole reprezintă o experiență umană în același timp, pentru că sunt pauze, poți să dormi o oră sau jumătate de oră, poți să mai adormi și în timpul spectacolului, te mai trezești, te mai uiți, poți să mănânci, ți se servește ceai, sunt pauzele, ai și perne, ai și pături dacă e frig, dacă e în aer liber, oamenii discută între ei. După ce vezi un spectacol de 9 ore, de fapt, ieși cu niște prieteni din sală, pentru că în timpul ăsta ai discutat cu cei din jur, cu cel din față, cu cel... E ca în tren altă dată în România, când intrai într-un compartiment și cât dura traseul de la Suceava la București, oamenii vorbeau și ieșeau schimbându-și adresele. Un spectacol de 9 ore înseamnă o experiență umană. Pentru că în timp ce vezi spectacolul și analizezi, te plângi sau îi spui, sau îl trezești pe cel de alături, îi spui, domne, trezește-te că acum se întâmplă ceva extraordinar, nu rata scena asta. Și omul se trezește, se mai uită, după aia mai adoarme. Există un fel de complicitate a celor care vor să vadă astfel de spectacole. Actualul regizor director al Teatrului Național de la Paris, Teatrul La Colină, Wajdi Mouawad, a montat și el o trilogie, un spectacol de 11 ore și jumătate, și se termina la 7:30 dimineața. Nu vă pot spune ce plăcere e să ieși după 11 ore și 30 de minute, ca și cum te-ai duce cu avionul la Chicago și ai traversat oceanul. Ai impresia că ai realizat tu însuți, nu știu, o faptă de arme extraordinară, că ai putut sta acolo și te duci să-ți iei micul dejun la 7:30, bucuros că ai văzut, ai participat la ceva cu totul unic și după aia te duci să te odihnești câteva ore. Sunt lucruri pe care le-am trăit la festivalul de la Avignon și simt nevoia să le povestesc acum pentru că m-au și impresionat, m-au și format, m-au făcut din nou, cum spuneam, să mă gândesc la România, la România. De pildă, un alt lucru, eu am fost deseori la festivalul de la Avignon ca să scriu despre spectacole pentru Radio France International, dar eram mereu uimit să văd acolo că erau prezente toate marile ziare franceze cu corespondenți. În fiecare zi, în Le Figaro, în Le Monde, în Libération și în alte cotidiene locale, apăreau cronici despre spectacole de la Avignon. În fiecare seară, la jurnalele televizate, apăreau știri despre ce se joacă în Curtea de Onoare a Papilor. Principalele reviste franceze, L'Express, L'Obs, Le Point, editau numere speciale sau dosare speciale despre festivalul de la Avignon. Principalele posturi de radio, France Culture, RFI, aveau acolo redacții instalate pe perioada festivalului. Mă gândesc, această mediatizare extraordinară a unui festival de teatru e și o expresie a modului în care jurnaliștii înțeleg să-și exercite misiunea. Aș vrea să văd și eu, sigur, la Sibiu, văd din ce în ce mai multe medii care sunt prezente în timpul festivalului. Nu mi se pare însă că la Festivalul Național de Teatru de la București sunt prezente destule medii, destui, că nu sunt prezente destui jurnaliști, nu mi se pare că are rezonanța mediatică necesară. Sau alte festivaluri importante care sunt în România, Festivalul Shakespeare de la Craiova. Festivalul Ionescu, da, are o rezonanță mediatică mai mare, Festivalul Ionescu de la București, dar, de pildă, Festivalul de Literatură și Traduceri de la Iași, care mi se pare unul dintre cele mai interesante festivaluri de literatură și traduceri din Europa, nu mi s-a părut întotdeauna că a avut rezonanța mediatică, pe care o merita. Deci, modul în care jurnaliștii și mediile de informare din Franța nu transmit despre un mare festival de teatru, este o lecție pe care eu aș vrea să o transmit și altora. Același lucru se întâmplă și la Marele Festival de Teatru de la Cannes, Marele Festival de Film, pardon, Festivalul de Film de la Cannes, care și el este un festival care a fost creat în 1939, dar pentru că a început războiul, abia în 1945 s-a reluat și de atunci a devenit unul dintre cele mai mari festivaluri de film din lume, care nu numai că prezintă filme care intră într-o competiție, dar are anumite secțiuni și lansează regizori,
Filmul românesc astăzi este bine cunoscut în străinătate pentru că foarte multe producții românești au fost premiate la Cannes. Deci, toate aceste lucruri le-am observat, le-am asimilat, mi se par importante ca model. Și faptul că într-o țară ca Franța, cultura a devenit un vector economic, este iarăși un subiect care ar trebui să ne dea de gândit. De pildă, regiunea Avignon, Provența, câștigă enorm de pe urma festivalului de la Avignon. Pentru că vin acolo sute și sute de mii de oameni. Pentru că acești oameni trebuie să mănânce, să bea, stau în hoteluri, restaurantele, barurile, tot ce ține de transport, de alimentație. Toți acești oameni, de pildă, mulți patroni de restaurante îmi spuneau: noi ne facem la Avignon, în timpul festivalului, 75% din cifra de afaceri pe tot anul. Deci vectorul economic al festivalurilor este important, iar unele regiuni au ieșit practic din anonimat datorită unor festivaluri importante. Am spus câte ceva despre festivalul de la Arles, dar de pildă la Orange există cel mai vechi festival de muzică clasică, de operă, de fapt, din Franța. Deci, el a fost creat în secolul al XVIII-lea și tot așa orașul crește în jurul acestui festival pentru că el are loc în vechiul teatru antic, care este pus în felul acesta și în valoare. Festivalul de operă de la Aix-en-Provence este cunoscut ca fiind unul dintre cele mai avangardiste. Adică multă lume se duce la Bayreuth sau știu în alte zone unde văd operă de mare calitate și se duc aceiași cunoscători la Aix-en-Provence ca să vadă creații noi, lucruri curajoase. Aș spune că în materie de festivaluri, România nu a rămas în urmă, ci dimpotrivă s-a creat ceva extraordinar după căderea comunismului, o emulație cu totul și cu totul specială, iar în materie de festivaluri, nu că am putea da lecții, dar am ajuns la nivelul la care trebuia să ajungem. Practic fiecare oraș din România are acum festivalul lui de teatru, de muzică. Până la căderea comunismului, de pildă, știam că există un singur festival care mă interesa, două care mă interesau în România. Un festival de jazz la Sibiu, unde se ducea crema Bucureștiului, era o chestie mondenă, mai cunoscători se duceau la Sibiu la jazz. Și era festivalul tânărului actor de la Costinești, care a continuat să existe. Eu însumi am avut la un dat o piesă, un monolog jucat acolo la Costinești. Acum însă, în ultimii 25-30 de ani, am alergat în România la multe festivaluri să văd ce se întâmplă cu ele. Am fost, aș spune, în orașe mai mari, mai mici, și mi s-a părut că e atât de important faptul că aceste orașe au înțeles, aș spune, lecția culturală, că nu poți atrage turiști, că nu poți să intri în circulația europeană a culturii dacă nu creezi un festival interesant, important. Ceea ce s-a întâmplat, adică, nu știu, am fost la, de ani de zile mă duc de pildă la întâlnirile internaționale de la Cluj, care este un festival la detaliu uman, aș spune. Nu vine multă lume, oamenii se întâlnesc în fiecare seară și discută, spectacolele sunt nu foarte multe, atât cât trebuie, să vezi doar două pe zi și nu trei sau patru sau cinci ca la Avignon, stai timp să discuți, dimineața sunt lansări de carte sau dezbateri, deci în 5 zile ai respirat cultura, ai văzut spectacole și ai avut timp să discuți și cu ceilalți invitați străini. Este un tip de festival care, cum să vă spun, mi-a rămas la inimă. Festivalul, de pildă, festivalul organizat de Oltița Cântec la Iași, este Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. E un alt concept, cu totul și cu totul special, foarte frumos, unde vin spectacole din multe țări, uneori din 30-40 de țări, dar axate pe publicul tânăr, care tânăr poate să începe, pot să fie copii de la 3 ani, care se uită la un spectacol cu marionete, până la adolescenți, la publicul tânăr, ești tânăr și la 95 de ani, dacă îți place teatrul și te duci la un teatru dezbatere, la un spectacol dezbatere. Dar nu s-ar putea face toate aceste festivaluri fără înțelegerea
mizei lor și fără finanțarea lor de către diversele instituții la nivel local, la nivel național. Am fost anul trecut la câteva festivaluri la Brașov, un festival Ai carte, ai parte. Am fost la festivalul de teatru Elvira Godeanu de la Târgu Jiu, pentru că punerea în valoare a unor personalități care au trăit sau s-au născut în respectivele orașe este iarăși un lucru important. Elvira Godeanu s-a afirmat ca actriță la București, dar ea a trăit, s-a născut la Târgu Jiu, deci e un fel de marcă de valoare, un brand local, cum se mai spune. Festivalul de la Shakespeare de la Craiova este deja intrat în circuitul internațional. Alte festivaluri, aș spune, cum este Festivalul de la Deva, un festival internațional al artelor spectacolului. Festivalul de la Reșița, New Wave Theater. Festivalul de la Piatra Neamț, care e pilotat de Gianina Cărbunariu și care e și el foarte vechi. Cred că exista și în urmă cu 50 de ani. Era un festival pentru publicul tânăr. Un festival internațional la Oradea, care cuprinde o secțiune foarte interesantă de teatru scurt, un festival multicultural la Baia Mare, un festival al companiilor independente creat de regizoarea Cris Simion la București, Undercloud. Adică festivalul există, ele își fac datoria, artiștii se implică. Mai trebuie ca lumea politică să înțeleagă că ele reprezintă un vector și economic, dar și educațional, și de intrare în circuitul cultural european, pentru că niciodată, de fapt, în istoria Europei, n-au fost în Europa atâtea festivaluri și atâta, n-a fost atâta circulație artistică de idei și de artiști. N-aș vrea să mă lau foarte tare, dar nu pot să nu n-o spun că am creat și eu, împreună cu prieteni foarte buni și colaboratori de mare calitate, cum a fost Carmen Veronica Stăiciuc, poeta Carmen Veronica Stăiciuc, acum în 2012 un festival la Suceava, un festival unde cu ajutorul unor oameni extraordinari și a unor instituții reușeam să aducem spectacole importante pe care le prezentam gratuit publicului, tocmai pentru a crea un fel de virus al teatrului și a-l face să circule. Ei bine, acest virus a funcționat foarte bine pentru că în 2016 autoritățile locale au investit în crearea unui teatru deci, care are 10 actori, care funcționează ca un teatru de repertoriu și care există în prelungirea acestui festival. Să mă întorc însă la Avignon, pentru că mai vreau să spun ceva despre modul în care sunt utilizate spațiile acestea extraordinare, de fapt, tezaurul arhitectural al orașului. Orașul Avignon a fost oraș papal timp de aproape 100 de ani, în secolul al XIV-lea, pentru că orașul Avignon făcea parte de fapt, din pământurile, din domeniile papalității. Și pe un fond de intrigi, de războaie civile, papii s-au mutat la Avignon, unde au stat 100 de ani, șase, au fost 9 papi în total, 6 au fost francezi, și timp de 100 de ani au tot construit palate, biserici, mănăstiri, capele, alte și alte edificii, în așa fel încât orașul e colcăie de edificii vechi, de mare frumusețe. Iar multe dintre ele au fost desacralizate după Revoluția franceză și s-au instalat în ele artiștii, regizorii, actorii, trupele de teatru. Deci ceea ce mă mai impresionează la Avignon e să văd teatre create în foste mănăstiri sau în foste capele. Ceva cu totul și cu totul interesant, pentru că mi se pare fascinată această preluare a cuvântului din zona sacră spre zona profană. Dar tot cuvânt este, în sensul că acolo, în acele locuri sfinte sau sacre, a fost pronunțat cuvântul sacru timp de secole uneori, după aceea a venit cuvântul, nu, profan, care a preluat însă misiunea și continuă într-un fel să se exprime lumii, un fel de fir care nu s-a rupt. Sunt astfel de teatre extraordinare. De pildă, există un teatru într-o fostă capelă care se numește Notre Dame. Un teatru nemaipomenit de frumos, nespus de frumos, teatrul halelor, teatru de hal, a fost creat într-o fostă mănăstire unde există și un chiostru și unde exista o biserică, unde e o tăbliță acolo foarte interesantă, scrie acolo clar, că pe data de 6 aprilie 1327, în acel loc unde se afla biserica, a venit la slujbă Petrarca,
marele poet, scriitor italian care era refugiat la Avignon din cauza ciumei și că acolo a văzut-o el prima oară pe Laura, care a devenit după aceea muza lui. Este uluitor să intri într-un teatru, să intri într-un edificiu și să vezi că acolo s-a întâmplat în 1327 ceva de ordin cultural. Un alt chiostru, de pildă, e devenit teatru, se numește Le Cloître de Celestin sau Capela Penitenților Albi sau Chiostrul Carmelitelor sau Capela Verbului Încarnat, La Chapelle du Verbe Incarné. Sunt deci foste edificii, repet, capele, mănăstiri, biserici, care sunt devenite acum teatre, uneori spații expoziționale, ceea ce spune ceva despre modul în care patrimoniul arhitectural este pus în continuare în valoare. Nu aș vrea să închei cu vreo concluzie. Mi se par importante festivalurile pentru că ele creează circulație de actori, de regizori, de artiști, de idei, de cărți și că provoacă proiecte. Fiecare festival este, de fapt, un loc unde se întâlnesc proiecte și unde se nasc proiecte. Mie personal mi s-a întâmplat ca să fiu deseori jucat, tradus, preluat, pentru că am fost prezent la anumite festivaluri, am circulat, am fost acolo pentru că îmi plăcea să fiu acolo. De unde și sfatul pe care pot da tinerilor artiști sau actori sau tinerilor companii să circule, să caute acest contact cu alții, cu ceilalți. Și zona festivalurilor este una cu totul și cu totul extraordinară. Printre festivalurile care mi se pare importante în Franța, aș vrea să mai semnalez două, cu totul și cu totul speciale. Orașul Die, din regiunea Drôme, tot spre sud-est, a creat în 1987 un festival special care se numește Festivalul Est-Vest. Pur și simplu un olandez care s-a instalat acolo a creat acest festival în sensul că le-a propus locuitorilor să găzduiască artiști venind din Europa de răsărit și în fiecare an chema altă țară din Europa de răsărit. Veneau uneori câte 100, câte 200 de artiști dintr-o țară est-europeană și toți erau găzduiți la localnici, care își deschideau casele pentru artiști străini veniți pentru 2 săptămâni la Die. Acolo am fost invitată și România, am fost invitată și Moldova și am văzut această emulație fabuloasă, în sensul că toți localnicii erau organizatori. Au făcut un comitet și în jur de 200 de localnici au spus: noi participăm, ne oferim casele, oferim o cameră pentru actorii, artiștii, muzicienii, pictorii, scriitorii care vin din Bulgaria, din România, din Moldova, din Polonia sau din Rusia la ora aceea sau din... pentru acest festival Est-Vest. Un concept absolut extraordinar care a funcționat foarte bine și care funcționează prin emulație locală. Un alt festival interesant este Festivalul Francofoniilor de la Limoges, din regiunea Limousin, care a fost creat în 1984. Este un festival deschis spre tot ceea ce ține de francofonie, spre toate țările francofone și artiștii francofoni și spre țările care fac parte din francofonie, cum e și România. Deci, implicit, este deschis și României. Pentru că vorbeam de festivalul de la Avignon, succesul lui este atât de mare încât un actor și un regizor din zona pariziană a creat un festival contra Avignon sau anti-Avignon. Așa cum pe vremuri existau papi și antipapi, el a creat un festival într-un orășel de lângă Paris care se numește Vitry-sur-Seine, care se numește Nous n'irons pas à Avignon. Noi nu ne ducem la Avignon. De ce a creat acest festival? Pentru că sunt și multe companii care nu își pot permite financiar să se ducă la Avignon. Și atunci el a găsit un sprijin local, bani, și a invitat aceste companii care nu au bani să se ducă la Avignon să joace o dată de 2 ori în cadrul unui festival în timpul verii în acest orășel Vitry-sur-Seine. Sigur că rezonanța nu este la fel de mare ca festivalul de la Avignon, dar umorul și tenacitatea acestui regizor pe care îl cheamă Mustafa Ouar m-au impresionat. Deci eu sunt într-un fel format, fasonat, modificat, hrănit și de festivalurile pe care le-am frecventat în ultimii
30 de ani, 32 de ani. Am fost destul de neobosit, am mers peste tot unde simțeam că se întâmplă ceva și, de fapt, festivalurile sunt și un semn al păcii și al prosperității. Din păcate, festivalurile n-au reușit să împiedice izbucnirea unui război în estul Europei, dar festivalurile reprezintă, într-un fel, o dimensiune identitară a Europei. În niciun alt loc de pe pământ nu există această densitate de festivaluri, de teatre, de competiții, de circulație, cum e cazul în Europa. Aș spune că dacă vrem să facem o listă cu elementele identitare ale Europei, teatrul și marele număr de festivaluri fac parte din ecuația identitară a Europei și implicit a nouă, a noastră, a europenilor.